mai multe activități în continuare, însă pentru că a fost implicat Universitatea Transilvania în acest proiect, mi-am dorit foarte mult colegii din străinătate, coordonatorii fiecare echipe Stalin să vă cunoască, să fie aici, puteți să stați de vorbă cu ei, puteți să aflați ce s-a întâmplat în fiecare fost oraș Stalin, începând de anul trecut din toamnă, de când am început proiectul. Deci noi acum avem cumva, într-un proiect mai mare, combinate mai multe proiecte. Respectiv, să încep cu începutul până vin colegii din celelalte echipe Stalin. Înțeleg că sunt undeva pe Costăval, lui nu durează mult și ajung. În iunie anul trecut am câștigat direct la Bruxelles, pe fondurile Comisiei Europene, pe memorie istorică, un proiect care s-a numit, se numește, am fost cetățean orașului Stalin. Ce a presupus asta? Presupus ca fiecare fost oraș Stalin care a dorit să intre în proiect, să-și constituie o echipă și împreună cu instituții din orașul lor, împreună cu voluntari, să meargă pe urmele orașului Stalin. Încercând să înregistreze memoria orașului, dar de asemenea să constituie și o bază de date, începând de la documente până la, știu eu, filme vechi, înregistrări vechi, fotografii de familie, pentru că fondurile europene alocate pe memoria istorică nu merg neapărat pe conservarea patrimoniului, pe recuperarea patrimoniului, merg foarte mult pe, și pe dialogul între generații. Și de aceea ne-am dorit foarte mult să implicăm tineri în proiectul nostru european și aici am avut ajutorul și vreau să mulțumesc personal Universității Transilvania pentru faptul că prin Facultatea de Sociologie a fost alături de noi. Am avut colegi, studenți și absolvenți foarte inimoși care au fost coordonați în primul rând de domnul profesor Florin Nechita, care a fost ca un fel de al doilea manager de proiect din punctul meu de vedere. M-a ajutat foarte mult în derularea acestui proiect. Au fost colegi de-ai voștri care au mers în străinătate. Vă dau doar un exemplu. Vlad Bătrânu a fost la Katowice și pentru prima oară în viața lui, el spunea că a fost cea mai mare dorință a vieții lui, eu nu cred asta. A fost să vadă lagărele, muzeele amenajate în fostele lagăre naziste de la Auschwitz și Birkenau. În sfârșit, fiecare a avut parte de o experiență, zic, sper eu, interesantă, pentru că fiecare poveste a orașului Stalin din țările implicate în această cursă în câștigarea bunăvoinței marelui conducător are și sunt și elemente comune, dar există un specific local. Ține foarte mult de poporul respectiv, ține foarte mult de activiștii pe care a avut fiecare oraș Stalin, ține foarte mult de sistem, de cât de repede s-a impus comunismul în viața poporului respectiv. Pot să vă spun că aici regăsiți o parte din munca echipelor Stalin. Sunt doar fotografii și texte. De ce? Pentru că există niște legi destul de stricte în privința împrumutului patrimoniului și tocmai partea următoare pentru proiectul nostru o să fie și să îmbunătățim, de asta vă spuneam că e un proiect în mișcare, să îmbunătățim acest proiect, deci v-aș ruga foarte mult dacă identificați piese legate de istoria orașului Stalin, să ne comunicați asta, să ținem legătura. Noi am construit o colecție numită Orașul Stalin și vrem să o îmbunătățim, pentru că pentru mine a fost o descoperire neplăcută atunci când am preluat muzeul să văd că cenușăreasa muzeului este istoria contemporană. Avem o colecție formidabilă, foarte mare de istorie antică, o colecție bună de istorie medievală, dar stăm foarte, foarte prost pe ce înseamnă istorie contemporană, chiar pe istorie modernă. Deci parcă undeva secolul 20 n-a existat în istoria Brașovului. Sunt foarte puține piese în muzeu. Și atunci suntem foarte interesați să mărim această colecție și să avem cât mai multe lucruri legate de o perioadă foarte importantă a orașului. Să nu uităm că orașul a trecut prin două războaie mondiale în suta asta de ani, a fost actor principal. Primul război mondial s-a dat aici o mare bătălie, în al doilea război mondial am avut trupe germane care erau în Brașov, care au fost evacuate după 23 august. Nu mai vorbesc apoi de această denumire, orașul Stalin. De ce orașul Stalin? O să aflați de ce orașul Stalin urmărind expoziția. Dar întorcându-mă la ce vedeți aici, descoperiți fotografii, mare parte sunt fotografii inedite, nu reproduce după cărți poștale. S-a muncit în fiecare echipă Stalin, zic eu, destul de mult și destul de bine. Fiecare și-a avut propria expoziție, cum avem și noi aici
în orașul său, însă există și acest modul ușor de transmis, acest modul foto și de informații pe care o să-l păstrăm o perioadă aici. Primii care au preluat orașul, denumirea de orașul Stalin, au fost bulgari, avem orașul Varna. Când aveți timp, după ce terminăm noi de vorbit, o să vă rog să vă uitați peste informație. Apoi au urmat albanezii, care au fost ultimii care au renunțat la orașul Stalin în 1991. Foarte interesant și este o experiență foarte interesantă, Albania, sub toate formele, inclusiv aceea a memoriei istorice. Ei au în prezent unul dintre cele mai frumoase muzee din Europa, bineînțeles, discutăm de Europa de Est, dedicat represiunii. Au preluat un sediu al securității albaneze, l-au amenajat impecabil. La ei nu se pune problema unde sunt dosarele, unde sunt filmele cu represiunea, unde sunt fotografiile făcute deținuților politici. Noi imediat săptămâna viitoare, de asta o parte din muzeu este un mic șantier, o să avem o altă expoziție, o expoziție despre 1987. Și este îngrozit că o să face o expoziție cu ușile închise din partea celor care înainte de 89 au fost reprezentanții represiunii comuniste. Arhivele securității încă nu sunt toate predate la CNSAS. Noi, practic, am avut un film despre 1907 și vom face o expoziție fără să avem acces la filmele făcute în 15 noiembrie, la fotografiile făcute în 15 noiembrie. Pur și simplu, este așa, o ceață neagră pe zona asta a memoriei istorice. Nu este normal. Nu este deloc normal să fie așa. Întorcându-mă la circuitul nostru, avem apoi orașul Dunaui Varoș, care este foarte interesant. E un fel de orașul Victoria din România. Pentru că a fost făcut de la zero. Un sătuc de pe marul Dunării a fost luat și s-a dat destinul unui oraș foarte important pentru Ungaria. Este orașul metalurgiei maghiare. Este o forță a economiei maghiare în continuare. O să rog pe domnul profesor Florin Nechita să vă spună mai multe lucruri, pentru că a fost acum câteva săptămâni acolo. Este incredibil cum foștii tovarăși ai noștri maghiari au reușit totuși să salveze o parte din industria grea. Deci, centrul acesta metalurgic de pe Dunăre, așa s-a traduce Stalin în Varoș, cetatea orașului Stalin și este amplasat undeva la 60 km sud de Budapesta. O experiență foarte interesantă. Vă recomand și ca obiectiv turistic această destinație, destul de aproape în drumul cuiva care merge spre Budapesta. Apoi, orașul Katowice. Aș putea să spun că au fost cei mai norocoși în privința memoriei istorice, pentru că în Polonia, tot ce înseamnă la arhivele securității poloneze, până la... există procurori, un corp de procurori care studiază arhivele securității poloneze, arhivele dinainte de 90. Sunt foarte bine organizați, nu se pune problema de a ascunde dosare, de a spăla dosare. Polonezii stau foarte bine în privința asta și însă vă spuneam că ei cumva sunt păcăliți orașul Stalin pentru că au dat denumirea de Stalin Obrod orașului Katowice în 53 când a murit Stalin, apoi în 56 avem celebra întoarcere întoarcerea cultului lui Stalin, adică reducerea lui aproape de zero datorită lui Nikita Hrușciov. Ei s-au orientat repede după lumina de la răsărit, au văzut că Stalin în patria sa nu mai este prețuit și atunci, după 3 ani, au și schimbat denumirea, au revenit la Katowice. Și aici este un episod foarte interesant. Din păcate, repet, nu am putut să prindem toată munca aceasta într-o expoziție mai mare, interactivă, însă tot Universitatea Transilvania avem un proiect prin care tot ce avem, filmulețe, înregistrări, fotografii, vrem să le strângem într-o bază digitală, inclusiv cu proiectarea pe bază de Kinect. Deci, cumva, și această expoziție va fi mișcare. Și mi-am adus aminte un episod interesant, că să vă dați seama că sunteți foarte mulți dintre invitații din seara asta, sunteți foarte tineri. Ca să vă dați seama până în ce zona absurdului mergea regimul comunist, închipuiți-vă că la ora zero, din momentul în care Katowice a devenit orașul Stalin, primul copil născut, primul băiat, a primit în mod obligatoriu numele de Iosif Visarionovic. Iosif, de fapt. Părinții dăuse un alt nume. Regimul a zis să-l cheamă Iosif pentru că e simbolul nostru. După ce s-a schimbat atitudinea față de Marele Stalin, familia a dat în judecată statul polonez și acel tânăr născut în Katowice și-a recuperat numele. Dar urmează partea de după cortină, foarte interesantă, ca să vedeți și cum funcționa regimul. Acel băiat a crescut
Și ghiciți în ce instituție a statului polonez a lucrat și de unde s-a pensionat. Securitatea poloneză. Deci cam așa funcționa sistemul. Nu lăsa nimic la întâmplare. De aici și prețuirea pe care eu personal și mulți brașoveni o avem față de 15 de 87. Eu nu sunt de acord cu comentarii de genul, păi ce s-a întâmplat atunci? S-au revoltat pentru că ducea o viață grea, o viață de lipsuri, s-au revoltat împotriva sistemului din motive, din rațiuni sociale, din rațiuni economice, din rațiuni politice. N-au strigat prea des, iar unii chiar contestă faptul că atunci s-a strigat jos comunismul. Nu vă dezvălui ce am muncit noi pentru 15 noiembrie 87, pentru această aniversare a 30 de ani, dar vă pot spune în mod sigur că nu era atât de simplu să te ridici împotriva regimului, chiar dacă te ridicai din rațiuni sociale. Deci este teribil ce s-a întâmplat în România în anii 80. Este teribil. Aici avem o surpriză, în primul rând, pentru brașoveni, pentru că s-a tot povestit, la un moment dat chiar păreau legende urbane. Că s-a scris Stalin pe tâmpa, că s-au plantat copaci cu denumirea de Marelui Conducător. Aici avem dovada, pentru că este o poză iarna, tâmpa ars, din 40 și ceva, a fost un incendiu care a stâmpa, și au plantat din brăduți numele lui Stalin. Fiind iarna, se vede clar. Deci nu este o poveste. Și mai mult decât atât este implicată Facultatea de Silvicultură în povestea asta. Da? O să povestim mai multe, poate facem un atelier comun, că am strâns foarte mult material, spre exemplu, despre Facultatea de Silvicultură în timpul orașului Stalin. De fapt, era Institutul de Silvicultură. Exact. Deci e foarte interesant să vedeți începuturile universității în care învățați. Iar aici, ceva care nu mai există, din păcate, când a fost distrusă statuia, cei care au luat decizia asta nu înțeleg ce rațiune au avut, cum s-au distrus multe lucruri care țin de memoria istorică în România, dar oricum și în privința statului Stalin din Brașov, aveam niște fotografii din ziare, destul de proaste aveți acolo într-un colț fotografia din drum nou. Deci erau destul de rare imaginile cu orașul, cu statuia lui Stalin, ridicată în 1951. Datorită Colegiul de la Muzeul Național de Istorie a României, am primit un album făcut cadou de orașul Stalin, orașului Leningrad. Și acele imagini cu Brașovul din anii 50 sunt absolut senzaționale. Este o valoare deosebită. Aici aveți o fotografie foarte clară a statuiei lui Stalin și în spate aparatului de justiție. Trebuie să știți că în lungă perioadă, în actualul rectorat, de fapt, și-au avut autoritățile comuniste sediu și până parcă în 68, da? Aici a fost aparatul de justiție. Apropo, birourile în care ne desfășurăm activitatea noi, muzeul în prezent, sunt birourile, fostele celule ale arestului, care a funcționat și în perioada orașului Stalin. Erau o clădire lângă Palatul de Justiție, înspre Magazinul Universal. Și foarte interesant, lângă această imagine din 51, din albumul dedicat marelui oraș Leningrad, avem niște fotografii extraordinare, pentru care vreau să mulțumesc în mod public colegii noastre din presă, Jeana Pintilier și Ager Press România, pentru că au o comoară extraordinară de fotografie veche. Arhiva Ager Press a păstrat din fericire fotografii cu, hai să zicem, vernisarea, deschiderea, lansarea în istorie a statului Stalin. Sunt niște, și ca să vă dați seama până unde mergea sistemul și cum profita de naivitatea, inclusiv naivitatea oamenilor simple, naivitatea copiilor, o să vedeți o fotografie aici jos, vă rog să vă uitați cu atenție. Copiii aceia, în naivitatea lor, în mod sincer, se bucurau de eveniment. Neștiind ce stă în spatele nenorocirii care lovise România. Pentru ei era ceva deosebit. În orașul lor apare o statuie nouă, o statuie mare, frumoasă, muzică, discursuri, lumea bucuroasă. Ei au fost aduși cu școala și asistau la un moment istoric și erau educați să prețuiască pe cei care
ocupaseră și au ocupat această țară pentru jumătate de secol, au jefuit-o, ne-au distrus viața, au distrus viața la generații de români, pentru că nu putem să spunem și aici mi-ar face mare plăcere pe viitor să ne întâlnim periodic, să discutăm despre ce a însemnat comunismul, cum generații întregi de români au avut de suferit din cauza a ceea ce a adus comunismul în viața multor popoare. Și văd deja în public pe colegul nostru din Katowice, pe Zbigniew. Îi salut că au ajuns și aveți posibilitatea să stați de vorbă, cu ei, să aflați mai multe informații legate de ce a însemnat orașul Stalin în propriile orașe, pentru că, din păcate pentru mine, în aceste mici panouri sunt doar secvențe scurte din ce înseamnă istoria fiecărui oraș Stalin din Polonia, Ungaria, Albania sau Bulgaria. Ce vreau iar să mai spun este că au mai fost și alte țări care au avut orașe Stalin. Din păcate nu le-am putut prinde în proiectul nostru. Germania Democrată a avut un oraș, chiar purta numele de orașul metalurgiei. Apoi, bineînțeles, în spațiul sovietic au fost foarte multe orașe. Cele mai importante, actualul Donetsk, da? Se numea Stalino. Și, bineînțeles, Stalingradul, celebrul Stalingrad, care încă din perioada interbelică a preluat numele de marelui conducător, e vorba de Volgograd, cel care, orașul care a venit acum, a revenit la numele de numele vechi, numele istoric. Un singur lucru aș mai menționa, înainte de a ruga pe domnul Florin Echita, să ne vorbească despre experiența echipelor orașului, proiectului Am fost cetățean orașului Stalin, pentru că începând de la școala de vară din august până la ultimul workshop la Dunai Varoș a fost implicat foarte mult. Aș vrea să vă spun câteva lucruri, că suntem mulți și nu o să avem timp să stăm de vorbă. Câteva lucruri despre ce veți vedea în continuare. Nu insist foarte mult, pentru că o să avem un vernisaj special, pentru că sunt foarte mulți brașoveni, începând de la copii până la seniori, care au adus obiecte și au participat la această expoziție. Și pentru că e mod special, o să avem un vernisaj, dar vreau să vă spun următorul lucru. Orașul Stalin a însemnat, în primul rând, o închisoare pentru România. Și veți vedea, în prima parte, mărturii legate de închisoarea propriu-zisă, pentru că foarte mulți oameni au fost închiși, brașoveni au fost închiși în lagărele și în temnițele comuniste. Foarte mulți au murit în închisori. Foarte multe familii au avut viața distrusă de regim, membrii lor trecând prin penitenciare și prin lagărele de concentrare. Însă, închisoare nu însemnau cei patru pereți de celulă sau zidurile închisorilor cu care regimul comunist a împânzit România. Viața de zi cu zi. Dacă stați și studiați perioada 1950-1960, veți descoperi că era o închisoare. În data timp cât n-aveai voie să călătorești unde doreai tu. Da, nu puteai să pleci în Europa, n-aveai voie să studiezi unde vrei. Aveai nevoie de un dosar sănătos. Părinții tăi să nu fi avut ceva împotriva regimului. N-aveai voie să te angajezi, aveai nevoie de recomandările partidului. Astea sunt doar câteva exemple. N-aveai voie să spui ceea ce gândești. Presa comunistă, o să vedeți secvențe în expoziție, era plină de propagandă. Propagandă ieftină. N-aveai voie să faci foarte multe lucruri pe care astăzi nu mai ai voie să le faci. Dar de multe ori cred că facem și abuz de ele. Și în privința asta nu știu dacă este bine sau dacă este rău, dar un lucru este sigur, că trebuie să vorbim despre ceea ce ne place și ceea ce nu ne place. Trebuie să vorbim despre drepturile noastre, trebuie să vorbim atunci când drepturile noastre sunt puse sub semnul întrebării și cred că cel mai bine ne dăm seama de postura în care suntem atunci când ne comparăm cu luăm un reper. Ori vă invit, după ce o să avem prezentarea așa colegilor noștri, vă invit să vedeți secvențe din ceea ce înseamnă orașul Stalin de altă dată în Europa, inclusiv în Brașov, și să comparați cu vremurile pe care le trăiți dumneavoastră. Cum vă rog să-mi permiteți să îi invit alături de mine pe colegii, pe coordonatorii, mă rog, reprezentanții pro-Stalin din
din proiectul nostru, Zbigniew Lyskamp, Redis. Deci colegul nostru din Katowice. Noi n-am apucat să ne vedem. Colegul nostru din Albania, de la Muzeul Național de Istorie Albaniei. Așa, Velina, nu? Trebuie să fie. Colega, Ana Maria, colega noastră din Dunajvaros, de la Universitatea Dunajvaros și colega noastră, Velina, colega noastră din Varna, de la Muzeul Regional. Două cuvinte. Eu m-am bucurat că în acest proiect au fost implicate muzee. Deci avem Muzeul Regional din Varna, Muzeul Național de Istorie al Albaniei și au fost implicate și universități și institute de cercetare a memoriei istorice. Mă refer la Universitatea din Dunajvaros și la Institutul din Katowice, de fapt Institutul Național Patrimoniu, un institut foarte mare și puternic în Polonia, care a fost partenerul nostru. La Brașov v-am dezvolit deja partenerul principal, Universitatea Transilvania, alți parteneri pe care îi avem pe acest proiect. V-am vorbit de partenerul de ultimă oră și sunt foarte bucuros, Ager Press România. De asemenea, Institutul Național pentru Cercetarea Crimelor Comunismului și Exilul Românesc este partener în acest proiect și foarte, foarte important, zic eu, contează că, într-un fel, partenerul cred că a devenit comunitatea brașoveană, pentru că, o să vedeți, în expoziția noastră avem piese multe și unele dintre ele cu o valoare sentimentală extraordinară. Și vă dau doar două exemple. Veți vedea o piesă, Moștenire, primită de o doamnă care a ajuns la o vârstă venerabilă, de la mama sa. O moștenire creată în pușcărie, nu vă spun mai multe, vă las surpriza descoperirii. Și de asemenea, o altă piesă foarte, foarte interesantă, au primit-o colegii mei și le mulțumesc foarte mult, că au fost cu caravana orașului Stalin. La un moment dat, un domn care a ajuns și a văzut standul nostru, și a văzut filmulețe, a văzut acele texte, standul semăna cu ce vedeți dumneavoastră în această sală de pereți, a spus, eu vreau să vă ofer un obiect foarte drag mie. Este primit cadou de la mama mea, îl ofer muzeului să-l posteze în colecție. Pentru mine este cea mai frumoasă piesă pe care o are acest proiect. Este vorba de un portofel pe care scrie orașul Stalin, dar ca să vedeți că o prietenă bună care de asemenea este un om foarte important în proiectul nostru, Ioana Șchiu, cum spune, că nimic nu e întâmplător. Da, nimic n-a fost întâmplător, pentru că ce credeți? Pe acel portofel, lângă faptul că era scris orașul Stalin, dedesubt, mai scria ceva. Scria muzeu. Deci se pare că era un suvenir realizat în anii 50, care a circulat, dar pe care eu vă spun foarte deschis și colegii din proiect au descoperit că nu, eu nu l-am mai văzut până la acest moment. Culmea, l-am descoperit când? Când muzeul a avut o acțiune în cartiere. Eu cred că datoria noastră este să ieșim din acești pereți, oricum vedeți că nu prea sunt ei foarte proprii, nici măcar pentru expoziții, și să ajungem la oamenii care ar trebui să descopere că și pentru ei muzeul este o instituție deschisă, prietenoasă, că muzeul reprezintă și pe ei și că, într-adevăr, suntem identitatea istorică a Brașovului. Cum o să-l rog pe domnul profesor Florin Echita să vă spună câteva cuvinte și apoi pe colegii noștri să vă salute, colegii noștri din celelalte orașe Stalin și putem apoi să tragem cortina, încet, încet să ne strecurăm, să vizităm expoziția. Te rog, Florin. Okay. Pentru că văd că sunt mulți studenți de la PR aici, asta înseamnă PR. Deci să nu faci bară lucru, dar să fii lângă produsul bun. Deci noi ne-am muncit atât de mult pe când ne laudă domnul director, dar am fost în câteva momente cheie. Ca să rupt o pasă pe care mi-a dat-o, m-a întrebat cum a fost la Dunajvaros. Pot să vă zic că poate a fost prima dată în care m-am dat seama că sunt mai bătrân așa. De ce? E cineva din Onești aici? Din Onești, ok. Deci, acum vreo 15 ani, când mergeam prin Onești, lucram la fabrica de bere atunci cu Festivalul Berlin, mi se părea un oraș extraordinar de plictisitor. Deci, cum poate să trăiască cineva într-un oraș precum Onești? Adică n-ai ce să faci acolo. Repet, eram cu 15 ani mai tânăr. Când m-am dus acum la Dunajvaros, deci seamănă foarte mult cu Onești.
Și mi-am dat seama că îmi plac străzile largi, cu multă verdeață, blocurile mai micuțe, deci nu atât de înalte. Și atunci înseamnă că dacă am alte gusturi decât aveam în urmă cu 15 ani, înseamnă că s-a schimbat ceva la mine. Dar ce e de remarcat, și aici îi felicit pe încă o dată și o să am ocazia să le transmit și săptămâna viitoare când mă reîntorc la Dunăivaraș la o conferință, nu le este rușine cu istoria lor. Adică se încearcă să nu dărâm. Deci îmi aduc aminte și acum chiar este alături de noi o colegă din Italia care a vizitat ieri parcă Casa Poporului. Acum vreo... De fapt, imediat după Revoluție s-a pus problema să dărâmăm Casa Poporului. Adică absurd, absurd. Noi nu mai avem, din păcate, nici măcar acea... Că mai avem statuia lui Stalin. Mă rog, statuia lui Stalin nu e cazul. Nu e cazul, dar, de exemplu, nu fresca, cum zice, mozaicul care era pe uzina Roman. Da? Deci, care mozaicuri de acest gen sunt foarte bine păstrate în Dunăivaraș și, pe de altă parte, clădiri care sunt în stilul realismului socialist, sunt cu plăcuță, în care apare anul care s-a construit clădirea respectivă și care a fost arhitectul. Adică chiar dacă s-a construit în timpul comunismului, au fost niște arhitecți care buni, care s-au format în perioada interbelică și care au depus efort în a realiza toate acele clădiri la anumite standarde. Și acum o să închei foarte, să încerc să fiu cât mai scurt. Vreau să puntez câteva lucruri legate de partea în care nu am participat absolut deloc. Dar sunt foarte curios să văd, pentru că am văzut din ce s-a comunicat până acum și din ce m-am întâlnit cu colegii de la muzeu. Îi felicit din toată inima pentru inițiativa de a merge în școli. Îl văd aici și pe Dan, care a fost prezent în această caravană prin școli. Deci partea aceasta de a explica, explica istoria tinerilor, direct pe băncile școlii, o altă abordare, pentru că ceea ce se învață în manuale este, nu învechit, dar în orice caz se transmite într-un mod care nu este potrivit. Deci văd, sunt copii care învață pe de rost niște lecții pe care nu le înțeleg. Deci să mergi, să povestești despre istoria contemporană în școli, în același timp să implici pe copii să vorbească cu părinții și bunicilor ca să aducă obiecte sau să ajute la strângerea de memorii. Deci partea aceasta de istorie orală mi se pare foarte importantă. De ce? Pentru că deci istoria pe care cel puțin partea negativă a istoriei pe care o cunoaștem, cu siguranță se va repeta. Chiar citeam în urmă cu vreo 2-3 zile pe internet, nu știu cât de credibilă poate să fie sursa, dar o cercetare din Statele Unite, făcută în rândul milenialilor, deci dându-o categorie care aparține și voi, spuneau că e foarte cool comunismul și nazismul. Deci li s-ar părea cool să trăiască într-un regim nazist sau comunist. Ori asta mi se pare un lucru foarte groaznic, da? Pentru că înseamnă că cei de vârsta mea, sau mai în vârstă, nu și-au făcut treaba și n-au reușit suficient să explice ce au însemnat acei ani. Pe de altă parte, într-adevăr, au fost și părți. A fost un entuziasm, s-au construit lucruri, da? Deci nu trebuie negate nici acest lucru, dar pe de altă parte, nu trebuie pur și simplu să ignorăm istoria din acea perioadă, cum de fapt s-a cam întâmplat în România în 27 de ani. Da, o să mulțumesc și eu, Florin, o să avem ocazia să discutăm mult despre această perioadă, pentru că săptămâna viitoare, după 15 noiembrie, o să avem itinerarea expoziției pe care ați văzut-o prin școlile care au fost partenere. Copiii nu numai că au făcut fotografii, că au avut parte de această experiență a orașului Stalin, dar să știți că sunt obiecte foarte frumoase din expoziție aduse de ei. Și aici cred că începem noi muzeul să ne facem cu adevărat datoria și sunt foarte mândru de asta și mă bucur că colegii mei au acceptat provocarea asta pe care am lansat-o în 2014 când am venit aici cu să ieșim puțin în oraș din birouri. Pentru că așa zic eu că ne atingem obiectivele.
De asemenea, o să avem o colaborare, avem o colaborare cu domnul Cosmin Năzusui, cu Modezic.ro și există un proiect de cercetare dedicat artei în perioada stalinistă, în perioada stalinului, în orașul Stalin. De asemenea, și mă întorc la invitații noștri, s-au legat mai mult decât relații de colaborare. Într-un timp foarte scurt, eu pot să spun că s-au stabilit relații de prietenie și mai mult decât atât, deja avem proiecte comune care încep să treacă dincolo de granița proiectului european. Eu proiectul nostru se închide acum, cu această ultimă activitate, dar colegii veniți din reprezentanței Imperiul Stalin au venit și să gândim ceea ce vom face de acum încolo, expoziții comune, acțiuni comune, avem foarte mult material strâns și e bine să suprapunem acest material, aceste informații, să comparăm experiențele orașului Stalin, dar despre experiența fiecărei echipe Stalin o să rog pe ei să spună câteva cuvinte, pentru că știu că sunteți nerăbdători să vedeți expoziția, deci nu vă speriați, nu o să vorbească la fel de mult fiecare reprezentant al orașului Stalin. Eu sunt gazdă, așa că am profitat de treaba asta. I apologize for my English. I'm representing. I represent today the two institutions, City of Garden is the institution of culture, which was responsible for organization of this project in Poland, and Institute of National Remembrance, which was responsible for this second site, meritorical site. And this project was led in Poland by Aleksandra Kudy, but she cannot came here because of her personality problems. And I will not tell you about story, history of Katowice city, because you can read this in this exhibition. What can I say? I can say that this project was made by Nikola Pepene and his team, and congratulations, because it was made and you did it, and we are grateful and happy that we could participate in this project, and that we know each other, and I think we are friends now. So that's only one thing we can say thank you to Józef Stalin, because he invited us a few years later. Thank you very much. Thank you. Thank you. On my side, I would also like to thank you. It was a really great collaboration, really great cooperation for us as a university. It was really interesting to do a research with the local people who were very open. At first, when we started, we thought that it would be very difficult to reach them with this Stalin project, because they will be shy or they don't want to contribute with these old materials. But basically, they provided everything. They gave to our disposal pictures, old materials, so they really did a great job and they contributed a lot to this project. That is our poster where you can see some of our collections. And me personally, it was a really great experience because I got to know a lot of information that I didn't know before about Stalin City or about the period of Stalin City. It's a unique one in the history of the other cities because it's a constructed city, not like the other ones. And me too. I would like to thank you for having me here and for the whole team, for everybody. I want to thank Mr. Pepin to the invitation to the project, and thank you all of you that you are here and want to hear something and to learn something about this period. You can see on the first
never know, that Varna became stunning for 7 years, from 1949 to 1956. And when we from Regional Museum History of Varna research in this, we too learn more things about this period. We collected more than 5,000 articles, objects or documents. You can see some of these pictures. For us, project was very short, and we wanted to cooperating and after this, and thank you once again. Thank you very much. Thank you very much. Colegul nostru din Albania, Redis, mi-a spus în timp ce vorbeați din el, mi-a amintit de fapt de deja primul pas dincolo de limitele proiectului nostru, în sensul că acum câteva săptămâni chiar, și m-a rugat să vă vorbesc eu foarte pe scurt despre ce e vorba, acum câteva săptămâni a existat un workshop la Brașov, la care directorul Muzeului Național de Istorie Albaniei a fost invitat, a ținut o conferință, vorba de domnul Dorian Colci, despre ce a însemnat stalinismul în Albania, și vă spuneam până să vină ei, deja îi lăudasem, faptul că au un muzeu extraordinar în Tirana, dedicat represiunii, la ceea ce s-a întâmplat în Albania, represiunii făcute de securitate albaneză. Cu aceasta, partea oficială, ca să zic așa, eu aș încheia-o. Vă rog să fiți în continuare alături de noi. Am văzut că a venit și Vlad. Te-am părut, le-am spus că unul dintre scopurile tale în viața a fost să te duci la Auschwitz, să vezi Auschwitz-ul. Așa. L-am văzut și pe Gigi aici. Promit că facem emisiunea, dar crede-mă, mă vezi? Deci nu sunt la cravată, nu sunt la costum, pentru că de-abia acum am terminat expoziția, așa că promit că venim și vorbim pe drept, pentru că am nevoie să discutăm și să popularizăm cât mai mult proiectul nostru despre orașul Stalin. Vă mulțumesc, vă invit să treceți dincolo de cortină, să intrați în orașul Stalin. Acum sunteți cumva prin Europa comunistă, uituiți-vă că sunteți niște turiști francezi, că au fost unii care au plecat, sau italieni, da? Care au venit, au fost ținuți în autocar, au văzut de pe fereastră imagini, nostalgia lui Stalin, niște elevi în fața școlii jucându-se, Dunărea ce frumoasă este prin Dunai Varoș, da? Dar la un moment dat, au trecut dincolo de această zonă de propagandă. Această zonă pe care oficialitățile doreau să o prezinte lumii. Și au ajuns să afle ce a fost, de fapt, cu adevărat orașul Stalin. Și acum noi, gazdele dumneavoastră, pentru că și colegii mei din suntem un singur proiect din punct de vedere, eu zic că sunt gazdele dumneavoastră, o să ne dăm deoparte, o să-i îmbrățișez și eu, că n-am apucat să-i văd când am venit în România, și vă invit să treceți dincolo de cortina de pluș. Am încercat să ne ducem cât mai aproape de festivismul din acea perioadă. Să știți că roșu, normal, că era și steagul regimului, era culoarea preferată. Și numai că era culoarea preferată, erau foarte atenți la detalii, la calitatea materialului, pentru că nu e așa, tovarășii din vârful sistemului au avut tot ce a fost mai bun în orașul ăsta. În schimb, milioanele de români, sutele de mii de brașoveni, au trecut prin munte. Și în prima sală o să vedeți partea extremă la ceea ce însemna orașul Stalin. Și acum vă rog să intrați. Eu să vă salut.